Bine ați revenit la mobilisimo.ro, încă un unboxing, de această dată Xperia Ray, oferit de către Evomag în Ronteste și probabil unul dintre cele mai ieftine modele Xperia noi din acest an. Deci toate performanțele unui handset Sony Ericsson într-un ambalaj mai ușor. Dar fiindcă am zis ambalaj, hai să vedem ce se află înăuntru. Iată, un telefon destul de micuț și light. Iată și camera lui. Și vom afla potențial următoarele zile. Deocamdată, hai să vedem ce se află în cutie. Pentru început, avem un cablu Sony Ericsson de conectare la telefon, cablu USB, pe care îl putem conecta și la încărcător pentru acest terminal. Iată și perechea de căști pe care avem la dispoziție. Nu sunt chiar cele de pe Xperia Play, dar arată bine. Evident și bateria, pe care o introducem în handset imediat. Și mă aștept să fie și un manual aici. Iată o cutie destul de alambicată. Iată. Un tur rapid de funcții. Ce ne mai rezervă telefonul. Și cam atât. A venit și momentul pornirii. Acest Xperia cu preț accesibil. Bateria. Prețul este în jur de 1500 de lei pentru acest telefon, deci destul de rezonabil. Hai să vedem cum se deschide handsetul. Sper să fie o modalitate lejeră. Observă această fantă aici, deci posibil că așa. Destul de elegant, chiar și pentru un telefon nu cu un preț exorbitant. Iată cât de bine este utilizat spațiu. Am introdus și bateria. Și acum urmează să pornim telefonul. Încă o dată foarte ușor, chiar și cu bateria introdusă. Și îl vom porni de aici de sus. Sony Ericsson a promis că toate modelele Xperia din acest an să primească suport pentru ROM-uri personalizate. Inițial promiseseră și Android Ice Cream Sandwich, dar apoi au revenit. Au zis că vor oferi Androidul următor doar unde se poate. Deci în funcție de specificații, majoritatea modelelor Xperia ar trebui să primească și noul Android. Evident, Androidul acesta, Xperia Ray, este personalizat de Sony Ericsson. Deja mi-am dat seama de asta din interfață. Mă aștept să văd Timescape și Mediascape. Ar trebui să vedeți imediat, iată. Timescape, care adună toate SMS-urile, tweet-urile și apelurile. Și Mediascape, care adună toate fotografiile din memoria acestui telefon. Și evident, playerul specific. Deci toate funcțiile specifice unei Xperia. Acesta este pe Xperia Ray, îl găsiți la Evomag. Noi v-am prezentat unboxing-ul lui la Mobilissimo și va reveni cu un review cât de curând. La revedere!